România educată a lui Iohannis a reușit să rămână în fața bulgarilor la educație și în urma tuturor europenilor. Suntem pe penultimul loc la testele PISA care evaluează cunoștințele de bază ale elevilor de 15 ani. România a adunat 428 de puncte la testele de citire, matematică și științe, adică mai puțin cu 50 de puncte față de media europeană și cu 100 de puncte în minus față de Estonia, liderul de la ultimele teste PISA. România nu este la mare diferență de 2018, atunci când elevii români au avut rezultate mai bune doar la matematică, 430 de puncte. Pe bulgari nu i-am depășit pentru că suntem noi buni la carte, ci pentru că au luat-o ei în jos. Au pierdut 19 puncte la matematică și încă 16 la citire. Totuși, de la Ministerul Educației lucrurile se văd altfel. Se putea și mai rău, mai bine doar dacă nu ne încurca pandemia. Spre deosebire de multe alte state, România nu a înregistrat pierderi semnificative în performanțele elevilor. Asta după 2 ani de pandemie, 2 ani marcați de pauze în procesul educațional clasic. Aceasta demonstrează că avem un sistem de educație rezilient și că țara noastră a reușit, prin ansamblul măsurilor luate, să limiteze efectele pandemiei. Țara noastră a reușit să limiteze efectele pandemiei. Incredibil, mai pot alții care chiar nu au o viață ușoară la ei în țară? Ucrainenii sunt peste români și se apropie de media europeană la matematică cu 441 de puncte, chiar dacă au participat la teste cu 18 din cele 27 de regiuni ale țării din cauza războiului declanșat de Rusia. Deci o ascultăm pe doamna ministra educației, doamna Ligia Deca, și înțelegem că România nu se va schimba în niciun fel în ceea ce privește sistemul de educație, atât timp cât dumneaei are o părere că țara asta merge bine și că este bine și că am depășit pandemia, că avem niște rezultate satisfăcătoare și rezultate cu care putem să ne mândrim, putem să ieșim în față la proces acolo, nu la tribunal, că parcă vorbea, dădea cu subsemnatul și vorbește cu mândrie despre aceste teste. Să spunem că este a șasea oară când România participă la testele PISA. Credeam că e a șasea oară când vorbește doamna Deca. Nu, a vorbit de mai multe ori. Este pentru prima dată când aceste teste PISA se dau digital la noi în țară. Au participat peste 7.000 de elevi, undeva la 180 de școli au fost incluse în aceste teste și avem rezultate proaste. Nemo. Nu am progresat, în primul nu am evoluat. Și nu am... numai că mă uit unde vorbește doamna Deca, poate o mai vedem un pic, parcă revăd imaginele cu Ceaușescu sau cu Emil Bobu, știi, vorbind de la pupitul ăla și a mai luat și ținuta aia așa, cachiul ăla așa. Ca domnul Zelenski. Ca domnul Zelenski, da, probabil e și ea într-un război cu educația din România. Nu, nu, ea nu e război cu educația, este prietenă cu educația și când te gândești că doamna Ligia Deca, până să vină să fie ministru al educației. Parcă procesul lui Ceaușescu. O Elena Ceaușescu lipsea acolo, sau dacă pui portretul Elenei Ceaușescu acolo. În AI, cred că putem să rezolvăm orice. Vizonelul ăla, Elena Ceaușescu. Râde George, râde, dar nu e râsul. Pune și pe doamna Elena Ceaușescu lângă acolo și da, cred că Elena Ceaușescu totuși ar fi făcut mai multe pentru sistemul de educație din România decât a făcut doamna Ligia Deca. Era academician, doctor, inginer, care a fost, doar acolo cu diplomă, care a fost consilier prezidențial până să fie ministra educației, care a lucrat alături de domnul Klaus Iohannis la România Educată, proiectul de suflet al domnului Iohannis, proiectul cu care ne-a cucerit și ne-a încântat de l-am votat încă o dată în detrimentul doamnei Dăncilă să ajungă președintele României, proiect care nu, pe care nu-l vedem, proiect care nu are bazele și nu se referă strict la ceea ce se întâmplă acum în sistemul educației, nu e ceva SF, ceva care este paralel cu sistemul educației de la noi și care nu poate să fie aplicat pentru că întâi trebuie să rezolve lacunele din învățământ, vedem că în fiecare an avem probleme și cu toate astea, doamna Ligia Deca iese astăzi și ne spune că rezultatele sunt unele bune. În 2018, 42% erau dintre copiii de 15 ani, erau în acest, exact, la acest acum nivel de analfabetism funcțional. Acum am mai adăugat câteva procente acolo, cei drept, nu foarte multe, dar pe mine nu mă îngrijorează neapărat testele astea PISA, Mihaela. M-am uitat, tocmai făceam comparația, știi de ce nu mă îngrijorează? Pentru că ele sunt de un nivel de dificultate mai mare, așa cum observam încă de la începutul emisiunii, mai mare decât, de exemplu, prin comparație, examenele de bacalaureat, da? Păi dacă aici suntem analfabet, scoatem analfabeți funcțional, da? Când îi măsurăm după
după evaluările astea de tip PISA, păi înseamnă că ăia care ies cu diplomă de bacalaureat sunt chiar mai jos decât atât. Nemă, unele dintre ele, da, altele nu, pentru că ne-am uitat împreună că tu le-ai scos pe cele de la matematică. Da. Doar că ceea ce vreau eu să-ți spun este că noi ca adulți, noi nu mai suntem acum în sistemul de învățământ. Ei oricum, de când intră în sistemul de învățământ, de la clasa 0, de la 6 ani, da? Ei sunt obișnuiți cu acest limbaj, sunt obișnuiți cu acest tip de exerciții și ei altfel privesc aceste teste față de noi, care mi le-ai arătat astăzi, mi le-ai pus în față și într-adevăr, la unele mi-a fost foarte simplu să răspund imediat, la altele a trebuit să mă gândesc. Da? Dar asta pentru că nu mai sunt obișnuită cu acest sistem. Însă ei care sunt acolo, obișnuiți cu sistemul ăsta, că sunt în clasa 9 sau a 10-a la 15 ani, da? Ei deja trec printre atâtea clase, învață atât de multe, pentru că alea, unele dintre ele, nu erau dificile, Bun. Hai să fim sinceri. Ca să adâncesc un pic argumentul, ce vreau să spun, de ce nu mă îngrijorează evaluările astea de tip PISA? Pentru că ele caută un anumit tip de competențe. Da? Eu aș măsura rezultatele, da, educației din România în cu totul și cu totul alte criterii mult mai vaste, mult mai multe. Știi? Pentru că România nu trebuie să creeze doar elevi, da? Să scoată pe bandă rulantă doar elevi care se pricep la matematică, la limba română și au competențe din astea în diverse științe. Dar avem nevoie și de artiști, avem nevoie de oameni care să știe să coacă pâine, avem nevoie de agricultori buni, avem nevoie de constructori buni, avem nevoie de instalatori buni. Ori aici nu mai judeci după aceleași criterii, da? Vreau să văd că sunt judecați elevii din România și după criterii de genul ăsta, după astfel de competențe. Au îndemânare, sunt buni la sport, pentru că avem nevoie de și ce să vezi? Și de sportivi buni, da? Nu mai luăm medalii pe la Jocurile Olimpice. Dar una nu o lasă pe cealaltă în spate. Evident că nu. Ele pot conlucra, ele pot merge, amândouă sectoarele, testele PISA și celelalte pe care le-ai numit tu, pot merge amândouă împreună. Și aici testele PISA de ce sunt importante? Știm foarte bine că la baza tuturor lucrurilor, domeniilor din jurul nostru, stă matematica. Asta o știm odată. Eu pe Radu Drăgușin sau pe Ianis Hagi nu-l judec după cât de bine vorbește limba română sau după cât de bine știe să pună în practică o problemă de matematică. Un fotbalist excepțional trebuie să înțeleagă. Da? Să înțeleagă ce vorbește antrenorul, să înțeleagă ce se întâmplă pe teren, să înțeleagă ce desenează antrenorul pe tablița aia sau pe tabla din vestiar, trebuie să înțeleagă. Ei bine, testele PISA asta arată. Dacă copilul reușește să înțeleagă textul pe care îl citește. Ei bine, la noi nu. Că asta e durerea. Copiii ăștia citesc și nu știu ce au citit. Asta e important aici la testele astea, că nu știm ce citim, habar n-avem, nu înțelegem textul. Poate că sunt categorii de oameni care nici nu ar trebui să înțeleagă atât de profund lucrurile. Dar nu e vorba de profunzime aici, Nemo. Nu e vorba de profunzime, e vorba că ei chiar nu reușesc să înțeleagă, trebuie să-l recitească de mai multe ori. Nu cred că e chiar așa, nu cred că e chiar așa. Deci să nu vedem tablou atât de negru. N-au fost învățați să înțeleagă textul, au fost învățați să tocească. Asta este o problemă a sistemului românesc, că copiii noștri și noi am fost învățați să tocim, nu am fost învățați să gândim. Problema sistemului românesc înainte de a le crea niște competențe de genul ăsta, dar cognitive copiilor, este să învețe, să le predea și inteligența emoțională, pentru că noi suntem o națiune fără perspective, fără viitor, fără țeluri, da? Pentru că nu avem acea inteligență emoțională. Da? Pe asta nu creăm la școală. De ce oare nu creăm la școală? De ce nu trebuie să fie și asta o disciplină pe care trebuie să o învățăm? Elevii români sunt învățați să nu ridice glasul, să nu pună întrebări. Nu, mai nou, elevii români cum sunt învățați să nu ridice glasul? Că doar se iau la înjurături cu profesorii, bat profesori. Unii dintre ei, dar sunt susținuți de acasă să răspundă și să fie obraznici. Și dacă nu rezolvă ei cu profesorii, vin și părinții și rezolvă. Nu, și nu aș da-o totuși în profesor, că ai întrebat mai devreme retoric de ce nu învață copiii să gândească emoțional la școală. Da. Pentru că nici profesorii nu știu să facă asta. Este o problemă a sistemului românesc, care ar trebui să găsească modalități astfel încât cu toții să ne dezvoltăm și să evoluăm. Pentru că problema asta pe care o avem cu a înțelege și a ști să gândim, o avem de când mă știu eu. Am văzut diferențe între ceea ce făceam eu la școală în România și ceea ce făceau colegii de ale mele care au plecat în străinătate. Studii de caz nenumărate mergeau
des în biblioteci, închise acolo să citească și să proiecteze și să facă studii de caz, să gândească, spre deosebire de mine, care trebuia doar să citesc. Mihaela, înainte de a merge cu o întrebare la Eduard, am o întrebare pentru tine. Ai prieteni, cunoștințe, rude, persoane apropiate în general, da? Care sunt foarte buni în anumite domenii, dar sunt, cum să spun, sunt conduși de șefi sau de contracte, unde oameni care poate că sunt chiar analfabeți funcționali în unele situații, le dictează ce trebuie să facă, ce tip de competențe le lipsesc acelor oameni. De ce nu sunt ei cei care impun condițiile, ci acceptă condițiile impuse de alții care nu sunt la fel de pregătiți precât ei? Au mai multe probleme. Odată neîncrederea, odată că n-au sprijin de acasă, odată nevoia de bani, da, să poată să se susțină, să poată să-și susțină familia. Mai multe probleme de nu reușesc să se impună. Deci alte competențe le lipsesc. Hai la Eduard. Eduard, pentru mine arată așa ca o neconcordanță când vorbim despre rezultatele astea de la teste tip PISA, da? Și succesul, pentru că pot să-l numesc așa, da? Pe care îl au românii din afară. Sunt tot mai puțini români din aia arătați cu degetul că au venit la furat. Nu prea mai auzim, decât rar, de cazuri de genul ăsta. În schimb, auzim de tot felul de români, indiferent că sunt la un nivel de pregătire foarte înalt sau merg chiar pe joburi din astea fără mari pregătiri, da? Dar cu toate astea reușesc să trimită bani în țară, reușesc să-și cumpere lucruri aici, să-și ajute familiile. Deci unde e neconcordanța între România care reușesc afară și acești analfabeți funcționali pe care, nu știu, îi vedem la rezultatele de la testele PISA? Lucian, în primul rând, eu sunt îngrijorat. Ce ai tu cu culoarea cachi a doamnei ministru? Două puncte, gata, am scăzut. În decorul ăla, Eduard, în decorul ăla arăta așa special. Deci să înțeleg că nu am fost foarte inspirat astăzi alegând o culoare similară. Uite, stai puțin tu, ai alt cadru acolo, parcă mai ceva mai multă lumină în jurul tău. La revedere, ai zis de cachi, gata. Da. Bun, Lucian, și aici cred că rezultatul este exact ca în majoritatea celorlalte domenii despre care putem povesti în România. Suntem o țară a extremelor. Pe de o parte, la Microsoft, a doua cea mai vorbită limbă din lume este româna și nu chineza sau nu mai știu eu ce altă limbă. Pe de altă parte, vedem olimpicii noștri care odată la 2-3 luni vin iarăși cu medalii și ne umplu de bucurie. Totodată, în același timp, vedem cum zona asta de fake news, cum știrile negative le acoperă pe cele pozitive. În aceeași zi, dacă avem un accident sau o arestare spectaculoasă sau un primar fuge din țară, nu va afla nimeni că s-a întors de mai știu eu de pe unde o delegație de la liceul, nu știu care, din Vâlcea sau mai știu eu de unde. Deci avem o țară a contrastelor, dar totodată imaginea este extrem, extrem de tristă. Ar trebui să ne gândim la ceea ce înseamnă acești analfabeți funcționali, acești tineri care mâine, poi mâine vor intra în câmpul muncii, mulți din ei vor fi decidenți, mulți din ei vor ajunge în politică, mulți din ei vor ajunge în companii, dar să nu ne facem griji pentru ei, pentru că acele companii, în general, au mecanisme, au protecție, știu cum să îi folosească și astfel să poată obține partea bună a unui angajat care probabil poate fi considerat un analfabet funcțional, dar eu cred că toți merităm o nuielușă în cele din urmă și este cel mai ușor să arătăm cu degetul fie către România educată, fie către un ministru, fie către cineva așa în abstract în ultimii 30 de ani. Toți avem partea noastră de vină, așa cum spunea și Mihaela un pic mai devreme, și noi de acasă, din calitatea de părinți, pentru că până la urmă și noi interacționăm cu profesorii, și noi vedem lucrurile astea, dar egoismul și faptul că nu ne gândim la binele comunității de foarte multe ori ne-a pus în postura asta. Lasă să treacă fiul meu, lasă că văd eu cum gestionăm noi acolo și tată sau mamă, știi ce? Dacă îți mai zice ceva, doamna profesor, zic că dacă, exact cum spunea Mihaela, vezi că vin cu tata la școală și te rezolvă imediat de nu te vezi. Astea sunt rezultatele pe care ar trebui să le așteptăm. Eu nu știu de ce suntem surprinși. Nu este decât o constatare a realității, este o poză a momentului, o poză urâtă a României. Nu e doar a României, pentru că tendința e în general europeană, dar toți au rezultate mai slabe prin Europa față de 2018. Așa este, ne-au întrecut țările din Asia din nou în continuare, ele sunt în creștere și cu informația asta. Diferențe.
Uitați-vă la diferențe, uitați-vă în partea superioară a clasamentului, vedeți punctajele acolo, vedeți majoritatea țărilor de pe ce continent vin. Sigur că avem acolo pe unul din, la unul din capitole era și Irlanda, dacă nu mă înșel, m-am uitat un pic mai devreme, dar marea majoritate a țărilor așa sunt țări Singapore, Japonia, Coreea, cred că e pe 3. Urmează Estonia, nu Estonia, văd nicio bine. Exemplul tot, da, exemplul și măreț. Acum, dacă ne uităm, Lucian, Mihaela, dacă ne uităm la acest top și ne uităm și la indicele global al inovației, dacă ne uităm și la partea de tehnologie, de unde vin aceste tehnologii, dacă ne uităm și la partea de finanțe, dacă ne uităm și la partea de investiții, o să vedem că există o corelație directă între educație, inovație, investiții, dezvoltare, pentru că tot vorbeam un pic mai devreme despre Smart City, acest concept de smart economy, economia bazată pe inovație, care nu poate funcționa în lipsa educației. Și atunci noi ar trebui să ne gândim unde va fi România în 10, în 20, în 30 de ani, când copiii noștri vor fi și ei maturi. Poate nouă, noi ne-am mâncat mălaiul, ne-am trăit traiul, ne-am mâncat mălaiul, nu? Cum se spune. Dar ar trebui să ne uităm un pic la generațiile care vin și de după copiii noștri, unde lucrurile cred că vor fi din ce în ce mai triste. Partea bună, în schimb, dacă poate exista o parte bună, că înțeleg cumva că limitarea a devenit medalia de aur. Deci astăzi doamna ministru ne-a spus, pentru că am reușit să limităm cumva, am primit o medalie de aur. Eu nu aș fi atât de bucuros cu această medalie primită astăzi, dar partea bună este că ne ducem cumva către o zonă a educației individuale. Ieșim cumva din această educație de masă, bazată pe memorare, așa cum o știm noi din sistemul nostru de învățământ, și ne ducem pe ceea ce înseamnă educarea individului. Dar aici avem nevoie de o autocunoaștere, avem nevoie de o conștientizare a nevoii de a învăța pe tot parcursul vieții. Mulțumim foarte mult, Eduard. Am văzut acest tabel cu rezultatele de la testele PISA de anul trecut și vreau să mergem la Felix, pentru că în cădere liberă sunt chiar țări din Europa, țări pe care noi le vedeam în trecut sus. Și aici mă refer la Germania, la Islanda, la Olanda, la Norvegia și Polonia. De ce noi nu reușim să mai, sau de ce nu reușim măcar să ne menținem la nivelul la care s-a menținut în România, că doar doamna Deca ne-a lăudat. De ce nu reușesc țările astea să se mențină și sunt în cădere liberă ele? Păi, efectele, cauzele sunt, de fapt, mai multe. Testele PISA nu explică întotdeauna de ce se întâmplă aceste schimbări, dar, în mod clar, vedem în Europa o scădere masivă a rezultatelor la școlile publice și private din unde s-au făcut aceste testări PISA. În mod clar scade la toate nivelurile înțelegerea lecturii, matematica, felul în care elevii înțeleg materia pe care o învață și în cazul de față, de exemplu, nu, ceea ce spune acest raport PISA nu dă vina pe lockdown-ul din pandemie, vă aduceți aminte de acest cuvânt, lockdown-ul? Deși Spania se laudă, de pildă, cu măsurile pe care le-a luat atunci de a redeschide treptat școlile cu grupuri tip bulă și cu profesori suplinitori, dar oricum, faptul că elevii nu prea înțelegeau ce citesc era deja în scădere. Sunt, acum se observă că sunt și tot mai puțini studenți care sunt foarte puțin capabil să înțeleagă materia, adică nu mai avem, să zicem, creiere la matematică, la materii care sunt mai complexe și nici la cele care sunt, să zicem, materii mai simple. Nu? Rezultatele pe care le-au obținut, de pildă, în Spania, doar la matematică sunt undeva cu un punct peste media europeană, în rest peste tot sunt la pământ. Și deși PISA nu zice foarte clar că ar fi vina sau că mobilele ar influența aceste rezultate, atrage atenția și spune că e un anumit procent de studenți, care, de elevi care au spus că au fost deranjați de faptul că alți colegi foloseau telefonul mobil la oră, ceea ce a însemnat 15 puncte de scădere la această materie. Asta erau curățioși clasei, Felix. Da. Da, și vedem acum, nu ne place să ne referim la telefoanele mobile, dar ne uităm, le tratăm cumva ca o temă tabu, ca elefantul din cameră. Trebuie să
Multe țări au decis să interzică accesul mobilului în școală. Știu că Singapore, de pildă, nu are alte metode, nu oferă, nu comunică în mod public nota pe care o are un elev și atunci creează, zicem, un mediu în care elevul poate să se dezvolte și să, fără să trăiască sub presiunea aceea a competiției, nu? Sunt mai multe lucruri care trebuie tratate, iar faptul că mobilul a fost lăsat oarecum fără control în administrație și în școli, e un efect, e o cauză care provoacă aceste efecte și ar trebui luat în seamă. Nu susțin lipsa competiției dintre oameni. Mulțumim foarte mult, Felix. Mie mi se pare importantă că în felul ăsta reușim să creștem.